Rog pe domnul Octav Josa, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici. Vroiam să încep prin a spune prea cucernici părinți, dar nu prea mai sunt. Îmi pare foarte rău. Este încă un semn care mie nu-mi vorbește de bine. Vin de fiecare dată cu dragaci într-unul din leagănele rezistenței anticomuniste din România. Ce s-a întâmplat pe aceste meleaguri a atins proporții nebănuite de nimeni. Astăzi, dacă întreb tinerii, vei constata cu tristețe că nu prea mai știe mai nimeni mare lucru, pentru că nu există preocupare în acest sens. Așa cum vă spunea domnul Baciu mai înainte, mai degrabă te gândești că ai de-a face cu un dezinteres față de acel sacrificiu. Trebuie să avem în vedere faptul că atunci când în această țară s-a pus mâna pe arme, prin pădurile patriei încă se lășluiau diviziile de tancuri și de infanterie ale armatei Roșii Eliberatoare, dar care, odată ce ne-au eliberat, au uitat să mai plece acasă timp de 14 ani și au stat aici pe banii românilor, pe mâncarea românilor, pe băutura românilor și nu numai atât, știți dumneavoastră, și pe mai ce. Este trist că aici nu vedem măcar o clasă de elevi, e vacanță totdeauna de Sfântul Ilie. Dar aceste monumente nu sunt făcute pentru noi, cei care am luptat, cei care le-am făcut, ci sunt făcute pentru generația tânără de azi și pentru generațiile care vor veni după noi. Dacă nu vom reuși să educăm tineretul în spiritul celor 4-5 noțiuni care în urmă cu 60-70 de ani pentru noi erau sfinte, noțiunea de neam, de patrie, de tricolor și credință strămoșească. Dacă nu vom reuși acest lucru, țara se va îndrepta inevitabil într-o direcție greșită. Dovada este că astăzi România trăiește în cea mai cumplită criză morală posibilă din toată istoria ei. Măcar atunci când încă mai trăiau acești luptători anticomuniști, măcar atunci ei să fi constituit pentru cei tineri de astăzi adevărate jaloane în ale moralei. Dar trăie senzația că nu a fost să fie. Trăie senzația că parcă românii își merită soarta. Nu este o gândire pozitivă. Dimpotrivă, trebuie să depunem eforturi considerabile în a explica celor tineri de azi ceea ce a însemnat sacrificiul lor în urmă cu 60-70 de ani. Pentru că nu a fost ușor să renunți la propria-ți ființă, să renunți la propria-ți familie și mai presus de toate să pui patria. Pentru binele patriei s-au jertfit. Pe tot întinsul României, nu numai aici. Nu există sat, nu există comună,
din care să nu mi-amintesc măcar de vreo câțiva dintre ei. Am stat cu mai mulți de Grecu, cu mai mulți de Greavu, prin temnițele comuniste. Neanelu Grecu îmi spunea, băi, dacă ai să vii în Șoarș, nu trebuie să ții minte numărul casei, mă. Casa mea e ultima pe stânga, cum ieși din Șoarș către băile Rodba. Și l-am căutat și l-am găsit, deși era un risc să-i cauți în vremea lui Ceaușescu. Tot din Șoarș mi-amintesc pe unul Pușcaș, din Cincu, pe frații Comșa, din Ohaba, pe Boier, pe Mălin Virgil, pe doctorul Ștefan Idomir, pe economistul Cornel Comaroni, pe preotul Victor Dâmboi de Râușor, din Râușor, și mulți alții. Și-al de Cozgarea din Vat, Bica din Voivodeni, Ion Ilioi din Sâmbăta de Sus și cel care mi-a marcat, poate, tot restul vieții, învățătorul Popaiov Octavian din Sâmbăta de Sus. Niciodată nu vin aici fără că ca la venire sau la plecare să opresc la poarta din sus a bisericii, să, dacă nu am o floricică, măcar să-i mângâi crucea, pentru că a fost unul dintre cei care au pus mai presus decât toate cele demnitatea, moralitatea. Da, Popione din Șinca Veche, țăranul Nicolae Goilă din Șinca Veche și mai ales Aurel Strâmbu au fost primele lanțuri care le-am auzit zornăind pe mozaicul temniței de la Codrea. Și lista poate continua, că am reținut 200-300 dintre cei cu care am venit în contact din această zonă a țării Făgărașului. Dar nu-i suficient. Noi, cei care mai trăim, avem nu numai datoria, obligația chiar de a vorbi tinerilor de azi despre lupta și jertfa lor. Fie ca memoria lor să rămână veșnic vie, fie ca acest monument să dăinuie peste decenii, peste veacuri, spre a vorbi generațiilor care vor veni după noi despre lupta și jertfa lor. Vă mulțumesc!